Ușor, ușor, te rog, ușor. Și intră în scenă Madness Couple. Pirina, pentru tine îmi scot ochelarii. Și eu, pălăria. Prietele mele dragi, cu multă energie venim. Bună, Irina! Bună! Haideți, drăgălașilor! Bine ați venit! Bine te-am găsit! Așa! Haide și păi, și de-abia așteptam să văd outfitul tău. Stai. Pentru locul în care găsim cei mai înalți palieri de pe Terra. Ta-na. Ia să vedem! Și... Soarele! Soarele! Și luna! Și luna! Mi-au ținut cu luna! Superb, superb! Hey, cu multă energie vă așteptam! Mă bucur să vă revăd! Și noi! Bine te-am găsit, Irina! Da, bine, Doamne, ce frumos! Bine-mi pare mie să vă revăd! Da, mie-mi zici! Și eu vreau să vă ofer un moment de respiro. Vreau doar să vă uitați în jur și să vedeți în ce loc frumos suntem. Este superb! Stai un pic, că mă uit acum. Este absolut superb! Cum sunteți? Obosiți? Obosiți, dar a fost o zi foarte frumoasă. Uite ce priveliște! Am băut multă cafea, mult alcool. Mi-am rupt ochelarii, m-am rănit la deget, am clacat. Am curățat 10... Ne-mbrățișoare? Da! Hai, să ne îmbrățișăm! Nu plângeți tare, fetelor. Vrei niște cafea? E culeasă de noi. Să știi că da, dacă este culeasă de voi, nu zic nu. Este delicioasă. Cum miroase, incredibil. Când vreodată la noi în țară adunăm cafea? Când vreodată la noi în țară mă dau pe derdeluș prin mol? Ia, și pe fundul ești neagră. Iată, asta este foarte frumos. Am înțeles la asta de revedere. Da, asta, adică la propriu, la nu propriu, la... Adică. Exact. Știi ce vreau? Vreau să te bucuri un pic de imaginea asta. Da, e super. Un pic să tragi aer în piept, da? Și să lași la o parte așa toate energiile negative. Da. Și doar să te bucuri de locul ăsta care este cu adevărat special pe pământ. Da. Bucurați-vă un pic de peisaj. Mulțumesc, Doamne, că nu se știe când mai ajungem. Vreodată. E într-un fel, să știi. Este absolut superb. Și o să vă spun ce am aflat și eu, că acești palmieri din jurul nostru sunt cei mai înalți de pe pământ. Wow. Ce tare. Absolut superb. Ce frumos! Nici d-apuci vă veți să te bucura uiți de priveliști din ce în ce mai frumoase, vă promit. Nimic din ce spun nu te încălzește. Ba da. Da? Da. Știu că lupta care se dă pe acest traseu este pentru imunitate. Da. Da. Ținuta mea a fost perfectă, chiar dacă perfectă. A fost una extravagantă și grea, din moment ce eu cred că am ajuns pe locul 2. Confirmă-ne tu dacă e adevărat. Asta eu nu pot să vă confirm. Ah. Nu putem decât să vorbim mai târziu împreună, când vorbim ne strângem toată gașca. Da. Important este că ați ajuns la mine. Am ajuns. Important este că sunteți bine. Pot să vă spun însă că au fost ceva misiuni înainte. Da. Și nu totdeauna totul este așa cum pare. Corect, corect. Da? Veți afla foarte, foarte curând poziția voastră în clasament. Mulțumim. Ne vom vedea în curând. Ok. Dar până atunci vă rog să vă odihniți puțin. Mulțumim. Să vă bucurați de ce e în jur. Trageți-vă sufletul și bucurați-vă pentru că aveți toate motivele. Mulțumim. Bine? Mulțumim mult. Mulțumim, Irina. Mulțumim. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Vă pup cu drag, vă îmbrățișez. Și noi pe tine, pa! Ne vedem un pic mai târziu, vă pup. La revedere. Pa, pa. Nu ne-am folosit nici jokerul, să știi încă. E cu noi. Jokerul ăsta pe noi, să știi că, pe cuvântul meu, mai mult ne-a încurcat. Dacă nu ne-am gândit la el atât în toată misiunea asta, de... Nu mai știam ce să fac cu lumea asta la arunc la un moment dat. Cursa asta este așa un carusel emoțional. Nu știi niciodată unde ești, nu știi cine e înaintea ta, nu știi cine e în spatele tău, nu știi ce urmează. Este totul așa un necunoscut. Știam că nu suntem pe primul loc, dar eram foarte emoționate. Irina îți dă așa o energie pozitivă, mereu te așteaptă zâmbitoare. Și de aici nu mai știu nimic. Imunitatea nu cred că este de noi astăzi. Cred că a fost foarte aproape, dar ne-a scăpat. Dar însă... și mâine este o zi. Mâine e o nouă zi, imunitate mică, avem un joker în continuare, 20 de minute. Eu zic că mai avem șanse. Și eu zic că mâine vom folosi jokerul. Da. Ce frumos, doar păsările se aud. Și regretele noastre. Nu, uitați! Îmi pare bine să vă văd la un loc, dragilor. Și nouă! Și nouă! Suntem într-un loc special, cu o energie senzațională, unde se întâmplă minuni. Sperăm. Sperăm. Unde cresc acești palmieri, cei mai înalți din lume. Wow. Oh. Din lume, wow. Unde peisajul pare fantastic, dintr-un film. Da, chiar. Și vă spun asta pentru că aș vrea să gustați călătoria și din punctul ăsta de vedere. Da. Un loc super de care nu ne-am bucurat la maxim pentru că eram sub
stresul clasamentului și ne uităm așa la toate echipele să le vedem fețele, să ne dăm seama cam cine a ajuns primul, cine e fericit noi cu aveam ziua lui. De marș. Eram convins că Ada și Toni erau în fața noastră. Astăzi voi ați fost în niște locuri speciale și nu știu dacă ați simțit, dacă știți pe unde ați fost. Dacă v-a plăcut la plantația de cafea. Super! Dacă ați văzut cât de drăguț este orașul. Da. Acela în care ați și servit de altfel oamenii cu cafea. Sau cel în care ați avut prima misiune și ați văzut totul cu susul în jos. O perioadă așa am rămas. Da. Mi-am revenit greu. Ideea este că sunt niște orășele atât de colorate și de frumoase cum numai în Columbia puteți întâlni. Și ar fi păcat să nu vă bucurați de asta. N-am apucat să ne bucurăm de fiecare loc în care am ajuns, pentru că tot timpul am văzut să mergem. Cum ați vizitat voi Columbia? Așa, a fost foarte frumos. Vă uitați la mine și în capul vostru circulă doar gândul următor. Pe ce loc o fi ajuns? Pe ce loc o fi ajuns? Cine e înaintea mea? Cine ia imunitatea? Ce tot vorbește Irina despre palmieri, orașe colorate și auzi? Bine, dragilor, hai să începem atunci. Hai să începem. Hai, zine. Fiți atenți. Ia. Toți ne uitam unii la alții și încercăm să ne dăm seama cine o fi ajuns pe primul loc. Mi se părea că Giulia e un pic cam prea fericită cu Vlad. Și Iulia era foarte fericită. Și Iulia, da. Giulia și Vlad au ajuns la mine pe locul 5. E, acum vreți să tipul pe locul întâi, stați cu minți. Ce să zic, am meritat. Nu ne-am descurcat nici rău, pentru că având în vedere că am plecat cu un handicap și am plecat de pe locul 4 în cursă. Da, să ajungi pe locul 5 e foarte bine. Pe locul 5 e foarte bine în condițiile în care am avut o probă foarte grea. 6 al 9. 6, pentru că ei erau cam bara-bara cu noi acolo la Rumeguș și zic, băi, ei au plecat înaintea noastră, că deja terminau proba, e clar, 6. Laura și Sânziana. Da. Au ajuns la mine pe locul 6. Ce performanță, Laura, bine. Săptămâna asta e locul 6. Noi nu suntem fete de 6. Nu suntem, chiar nu suntem. Dar am fost alți. Bine, noi suntem fete de 10. Dați doar 9 echipe. N-avem ce să facem. Frustrant rău de tot. Iar a apăruse celebru hit. Frustrare, ceva ce multă nume n-are. Ce să mai, am fost înaintea lor și am ajuns după. Zic, hai că-i 7. Un pic înaintea lui Romica și a lui Cătălin. Am pierdut încă o dată. Ne-am bucurat pentru locul 7. E ăla de fugă. Nici cal, nici măgar. Nici cal, nici măgar. Nici călare, nici pe jos. Au fost înaintea lui Ionuț și George. Bravo, băieți! 8-1, mulțumim! Vă dau una! Ne-a luptat! Că nu scap de tine, Romica, nicăieri. Nici în spectacole la Costinești nu scap de tine. Întotdeauna ești înaintea mea. Mereu la Costinești, când am spectacol, Romica e înaintea mea. Și toată lumea se duce la spectacol el. Măi, te rog eu frumos, lasă-ne măcar aici. M-am găsit undeva aici. Măcar aici, lasă-ne și pe noi un pic în fața ta. Gleduții au avut de cărat. Nu știu ce să spun că erau, pentru că nu mai semănau a costume de botero. Deci au avut de cărat. Niște boterisme. Niște cadavre. Da. Niște obiecte foarte chinuite. Da. Foarte, foarte chinuite. Și chinuitoare. Cele mai chinuite. Și cred că nu le mai au la ei. Bravo. Da? Unde le mai aveau? Le mai aveau? Le-au dat pe mâncare. Iertați, vă rog. Lăsați-le aici, că oricum sunt praf. Mulțumim frumos. Vai. Când am auzit. Da, ce ușurare. Da, mulțumim, doamnă. Ce? Deci nu m-a interesat că sunt ultima. Puteam să fiu și a 10-a echipă. Eram atât de fericită, zici că luați imunitatea. Da, pentru că ne încetinea foarte mult cursa porcările alea două de costume. Sunt așa drăguță din două motive. De ce? Pentru că ieri ați ghicit toate cele 15 păsări și pentru că nici azi n-ați obținut un punctaj rău la cafea. Da? Serios? Iar asta pentru mine este o dovadă de seriozitate și de responsabilitate, așa că suntem prieteni. Mulțumim! Bravo! Mulțumim frumos! Slava Domnului, să mai aud în viața mea de botero. Nu mai e interzis. Sunt o echipă foarte simpatică și sunt dragi, adică sunt foarte simpatici, doar că... Cred că sunt prea relaxați pentru această cursă. Adică, cred că se opresc prea mult să-și ia de mâncare sau, nu știu, nu se concentrează. Sunt mai mult în vacanță decât într-o cursă. Da, chiar vreau să-i văd o dată să fie în primele 6 locuri. Ada și Toni, voi ați ajuns pe locul 4. Bravo!
Bravo, bravo. Doamne ferește. Am fost interzise. S-a dat peste cap tot ce ne calculasem noi în minte. Am realizat că, de fapt, noi am ajuns primele și că am pierdut imunitatea pentru că n-am dat joker. Trebuie să audă Sonia și Iuliana. Da, acum știm ce-am. Care au crezut că sunteți pe locul întâi. Ok, da. Și au mai crezut că ar fi inutil să-și folosească jokerul. Am ajuns primele, incredibil. Da. Și o să ne ia ei. Ați ajuns, într-adevăr, primele. Dar degeaba. Mie încep să-mi circule sângele foarte repede prin corp. Și în capul meu, în doar o secundă, s-au desfășurat toate momentele în care am făcut 13-14 cu jokerul către frați. În spatele vostru au fost Iulia și Mike pe locul 2. Bravo! Bravo! Iar Alexia și Aris... Nu mai pot, îmi bate super tare inima, nu mă uit la Aris, mă uit doar în jos, pentru că știu că fața mea se descompune atunci când sunt foarte serioasă și gânditoare. Au fost pe locul 3. Bine! Bravo! 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 Mi-a picat fața, am zis, ok, super, încă o săptămână fără imunitate. Dacă v-ați fi folosit jokerul pe ei, ați fi putut câștiga pentru că Alexia și Aris au fost opriți de poliție 23 de minute. Da. E chiar și așa. Deci ei au de recuperat cele 23 de minute. Dar chiar și așa, ora la care ați ajuns voi vă dă un avans de 15 minute. Incredibil. Deci sunteți încă pe loc întâi. Nu. Da. Da? Nu pricepeam nimic, eram atât de stresată încât nu... Dar mai contează ceva de data aceasta. Nu înțeles. Ne ții? Da, nu degeaba ați făcut cafea. Nu degeaba am făcut cafea. Nu degeaba s-au completat acele chestionare. M-ai rupt, Irina, pe genunchi. Aveam tensiune amândouă în momentul ăla. Mă uitam la ea. Nu, eram transfigurată, nu. Mă ieșeau ochii din orbite. Nu înțeleg nimic. Alexia și Aris, la cafea voi ați obținut 162 de puncte. Bravo. Nu știu dacă e bine, nu știu dar... asta, dar bravo. Sonia și Iuliana, la cafea voi ați obținut 194 de puncte. Ok. Ok, stai să vedem ce înseamnă. E bine oricât. Echipa imună din etapa a doua de pe drumul soarelui, America Express. Sonia și Iuliana. Bravo! Bine, mă, și avem și joker de ceară. Bravo! Bravo, fetele! Folosine bună! Felicitări, dragile mele! Felicitări! Fără joker! Hai, îmi tremură și genunchii. Ai un stil Dumnezeu cu mila, Irina. Nu sunt machitore. Acestea sunt cifrele. Eu doar vi le-am comunicat. A fost cea mai corectă luptă posibilă. Adică nu folosi joker. Nici nu mai avem unde. S-a dus. Ne uităm la el. Nu ai problem. De data asta fără joker. Doar că ați riscat. Era în 100%. Foarte riscat. 100% că ele sunt primele. Cine ne-a dat nouă? Voi n-ați la misiunea? Noi, eu... v-am spus de foarte multe ori că lucrurile se schimbă. Nu vă bazați. Ne-ai omorât, efectiv. Doamne ferește! Doamne! Ada și Tony au ajuns primele la misiune. Dar de acolo nu. Și ele au împărțit sarcini. Am plecat belite. Dar se pare că totuși sarcina pe care și-au ales-o... Mai vine să crezi? A fost cea mai grea, o oră jumătate. A fost cea mai grea. Noi am fost fraierele grupului. Băi, și știam, adică eu împachetez totuși sare. Avem un mic business hobby în care știm să punem sare. N-am citit corect. Eu încă sunt frustrată. Nu am citit corect. Eram foarte supărată pe mine că nu mi-am luat 2 minute în plus să citesc ce corect. Scrie? Tabla și misiunile să le înțeleg. Îmi pare rău, nu știu cum o să trec peste asta. Nu, nu știu nimic. Deci e clar că habar n-avem. Ați riscat? Chiar e cel mai tare concurs de joc. Eram convinsă, deci n-ai cum. Tu mă crezi că lor am vrut de 5 ori pe drum să le dăm? Nu, mă, lângă noi era. Vă dăm. Săraci și ei erau, deci erau. Păi nu știau ce așteaptă, știau că aveți jocul în buzunar. Vă dăm și nu l-am scos, a zis, vă dăm. Nu, dar el a zis, o să faceți cea mai mare greșeală dacă da, ne dați. Ne zice Aris. Și zic, ok, nu vă mai dăm. Nu vă mai dăm. Mersi, Aris. Bine, mă, Aris. Nu știu ce mai facem cu jokerul, dar e ok, nu l-am dat. Nu, suntem bune. Suntem bune, putem.
Felicitări fetelor, s-au descurcat foarte bine astăzi pe traseu, dar simțeam că merit această imunitate și nu neapărat că nu m-am bucurat pentru fete, dar efectiv eram frustrată că nu am putut face mai mult de atât. Ne bucurăm pentru Alexia și Aris, ne bucurăm că îi avem în cursă cu noi mai departe, o să fie fan, o să ne întâlnim din nou, oricum ne e drag de ei, ne place să petrecem timp împreună, să vină și ei. Între Aris și Laura s-a creat o chimie acolo și o legătură specială, sunt schimburi de inimioare și cu picuți și de astea, nu râde că așa e, i-am observat. Mi-a zis azi, Laura, ce picioare! Și îmi trimite pupici, azi mi-a zis că m-a văzut, mi-a fost doar de tine. Ce am și eu zic. Să-l seduc ca să luăm avantaj. Nu, Laura, șarpece ești! Iată că a ieșit și soarele. Drumul soarele! În sfârșit l-am găsit! În sfârșit l-am găsit! Așa că eu cred că putem să spunem toți în cor. America Express continuă! Bine, mă! Bravo! Vai, Sonia! Los machitores! Kilometrii se scurg rapid și etapa ajunge repede la final. Și iar intră în discuție cursa pentru ultima șansă. La sfârșitul cursei care începe azi, mai am de oferit o imunitate. Luptați-vă pentru ea din răsputeri, pentru că dacă veți ajunge ultimii, eu nu pot să fac minuni pentru voi. Vorbele Irinei ne îngrijorează puțin, pentru că ne spune că n-o să mai poată să ne salveze de data aceasta, ceea ce ne duce cu gândul că sunt șanse foarte mari să fie soarele roșu în acel cufăr. Astăzi vom descoperi alte esențe ale acestor locuri și ale acestei culturi. Și o să ne concentrăm pe minunea de a fi columbian. Ciocolată. Cu secole de istorie tulbure, columbienii au învățat să folosească această expresie pentru a exprima o atitudine specială, un sentiment salvator, un sentiment care să-i ajute să supraviețuiască nenumăratelor calamități care pot surveni zi de zi. Suntem într-o zonă cu activitate vulcanică și, după cum probabil ați auzit, suntem foarte aproape de o erupție. Super, ce mă bucur că știu asta. Îmi tresare inima în mine. Este o zonă în care plouă abundent, iar torenții mătură de pe suprafața pământului totul în calea lor. Din cauza asta, drumurile sunt foarte proaste și durează ore întregi să parcurgi, poate o distanță destul de scurtă de altfel. Dar columbienii sunt un popor credincios și superstițios. Sunt o... Tăcia aici, e la ea acasă. E un mare avantaj să poți să treci peste momentele grele din viață, peste sărăcie, că n-ai bani, și să te bucuri de fiecare zi pe care o trăiești. Mi se pare fenomenal. Una dintre aceste minuni ale Columbiei este palmierul de ceară. Cel mai înalt palmier din lume. O minune. Care, asemeni celei mai bune cafele din lume, este posibilă datorită condițiilor unice din aceste splendide locuri. Așa cum este Valea Cocora. În tot acest timp în care Irina ne vorbea de columbieni, de peisaje, nu puteam lua ochii de la saci imensi. De la Aris. În tot acest Aris. Timp... În tot acest Aris. Timp... Aris, cum dădea el din pumne, așa? S-a îmbătat. Nu este adevărat! Doamne, măi! Doamne, mai Laura, mai uite-te și la mine, că nu ești în echipă cu Aris, ești cu mine! Mentirosa! Astăzi trebuie să înfăptuim minuni, dar nu toți. Sonia și Iuliana, voi sper să găsiți minuni. Și noi. Sperăm. O să înoptați în Cali. Și acolo să știți că este mare veselie. Aceia puteam fi noi, dar noi ne-am gândit să cădem printre copacii de cafea. Haideți la mine să luați această cutie pe care o să o cărați după voi până în ziua cursei pentru ultima șansă. Eu m-am bucurat pentru ele pentru că sunt competitive, sunt forță. De cutie trebuie să aveți mare grijă. Sigur. De bănuți să n-aveți grijă deloc. E, lăsați. Dați-mi emoții, da, e ok. Lăsați că avem. Îmi place.